Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, Lucian Jacodi, în urma apelului sosit pe numărul 112 la ora 20:10, în data de 13 iulie, un echipaj SMURD al secției de pompieri și Mleu Silvaniei a fost solicitat să intervină pentru a acorda îngrijiri medicale la 3 persoane în apropierea localității Criștelec. În urma descărcărilor electrice, 3 persoane, 2 adulți de 43 și 34 de ani și un copil de 8 ani aflate pe un câmp deschis, adăpostite sub un copac, au fost lovite indirect de un trăsnet. Un adult și un copil au fost transportați la spital de către un echipaj SMURD și unul al ambulanței, însă nici una dintre victime nu a suferit arsuri.